fii atent. Ce nu 4, 70 și 900, 79 aveam, dar mâncasă în seara, acum chiar nu m-am mai pus. Și aș vrea cam la 68. Cu auriu? Îmi plăcea, deci acolo mi-a plăcut rochița aia, să văd dacă mai stă gata și să-ți iau bătăți. Da? Da, da. Da, mai vreau să duce și fund. Salatina, păi nu vreau să duc. E cea mai de preț. Da, nu mai. Oprește și sânii, cea mai de preț. Mănânc acum bojerat, vii să te comentez. Păi am mâncat azi. Ce sport faci oară? Pe cum ce să mănânc, ca să nu te îngrași. Pieptul de pui, fără să mai fac la prăjeală. Păi nu trage atâta. Nici cu unul. Pui capacul și să năboșit el, știi? Doar să unge așa, da. Tigaia, doar să ungi. Și unge cu un pic de o fărâmiță, așa cum ai pisca, ai pisca la salată, o fărâmiță de ulei. Dacă poți să iei una de continuu, ca la ai unge, ai pus capacul și să-ți face năboșit. Înțelegi? Și el să face cum niște... Ia-mă acasă tigaia, că aia gen grâne. A, de-aia, am și eu acasă bărbații. Ia-mă așa, nu știu. Aia nu te grași. Și ce mai mânca patrona mea? Era prânza, nu și are vorba aia, 47 de ani, 48 de ani, dar ce-a bine la patrona. Alea, batoarele, alea, mis, muzile, alea, ca pit, așa, mizile, sfine, spune ei. Din alea, spui din aia, care le-ai mai mult vorbări, așa, porterie. Ave, vita. Așa, aia mânca și mânca tot timpul ce patru mă de-aia. Aia nu îngrașă, da. Nu îngrașă, da. Dar mâncăm asta, tăiam și ouă fierte. Am făcut ouă fierte. Da, tonul, ouă fierte. Mă făceam, tu știi cum ieșeam, făceam cu timpul de la mamă. Mâncam cu fata și ca și trăia. Acum am avut timpul de la numai că... Am curajul și îți lasă. Da, să-i mă întrebat că să-și asta, așa, nu am avut întâlnă aceași părere. Păi și la fel. Deci mâna cu materia. Și făcea sală, frate, se ducea la sală și trăgea. Da, dar eu la sală întotdeauna. Se ducea la sală, făcea de față. Și la altul eu l-am cuțit. Da, dar cu și la altceva aia mea, cu relația, eram da, așa, știi, să nu captată, să nu dar chiar nu sunt mai puține. Acum sunt și mai puține persoane și normații din mea unde. Da, mai zic că l-am compromis noi. Da, de grupă, tu mă îndepărat. Da, te-am colțiunea aceea și normal. Facem invidia și unii mai chem, adică... Lămâi. Dar nu-i care mai simtește. Dar nu vorbim noi între noi. Dacă mă întreba așa, cum dacă faceți prieteni și acum de ce mi-a făcut să vă faceți fără lucrurile. Și mi-a invitat. Și putem publica. 100 am făcut. Se părea cum e. Ce cu sănția mea? Somon la mâncat. Da, dacă mai spui 5 persoane, dacă nici nu ești aici, între noi nu vorbim, ăștia cu cine vorbim. Și eu mâncam din ăla, batoane din ăla de mâncă. Dacă înainte că eram prea multe, știi, și... Dar era, nu știu cum se numesc, sigur că era un bagaj. Se vrea roșu, verde. Da, ei ca băieți, mi se pare foarte e ciudat. Ce? Batoane din ăla de mâncă și cred că avea cereale în ele. Știi că întotdeauna i-am vorbit frumos de tine și știa cum a fost la sau subiect intrase în contradictor cu ceilalți în fața lor le-a vorbit frumos de tine, știa asta? Da, 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 știi asta. Ciocolată, era numai din ciocolată și din alea cereală. Da, dar ciocolată n-a fost vegetală, nu ești foarte bine. Nu știu, dar oricum nu era chiar atât de bună. Da, dar era vegetal de aia. La un moment dat, dacă mâncați din ăla, eu, de exemplu, mâncam imediat. Ce? Aveți? Da. Legal, aveți? Da. Eu am doar 3 nu, înțeleg. Chiar abia aștept, mă trebuie să zic. Și eu. Dar nici acum la rețuții. Beam și tu la rețuții. Dar foarte puțin. Explicația mie, ce? Eu nu am probleme, la mine e zimea că sunt mai tot mâine. O să fac probleme. Deci, n-aș fi să mai fac mai multe. Dacă n-am cum să ies, mă înțeleg, deci de acolo, la partea mă. Aia e, asta e trage de final, deci asta mă scolea la vece. Dacă ia și eu mă din noapte, de ce că nu sunt greu? Nu, nu, eu nu, poți să iau. Dacă mă prinde mă duc, dacă nu, nu mă. Eu cred că fac când am mult. Dacă vreau ce cred că de 5 ori pe zi. Da, dar tu vezi unde e? Dacă vreau lipit. Dacă nu vreau seara ce e. Ce-i putin la lucrurile? Ține baie, ține baie, ține baie, ține baie. Ține-mi miche acolo, ține-mi miche, ține-mi miche. Așa, așa, așa. Așa-i văd.
Chiar am zis cu doamna Maria asta. Da? Că dacă ar fi, ar fi ok. Adică nu vreau să fie ceva în afară. Ăsta a fost, nu? Da, ai auzit ce a fi stat Raimond aseară? Se făcea că era bunicul Traian. A, mi-a povestit, da. Hai de mie, cât mi-a zis. Bunicul Traian. Dar nu l-am văzut la partea. Da. Și ea îmi zis că e bunicul Traian, că era însărcinat. Asta nu mi-a zis. Și mi-a mai zis că... Și avea și un copil în cărucior. Așa. Și îl plimba. După aia se făcea că era în casa veche și se uita la televizor cu Andrei Reporter. Da, da. Și a zis că hai să ne uităm la televizor. Andrei, care a fost la Super Mario. Da. Și face, hai să ne uităm la televizor. Că începe mireasa. S-a uitat și la doi copii. De linie rom. Se uita acolo. La era la televizor. Știu și a zis Andrei, vezi că ei sunt frații tăi. Și eu, cum vreau să fie frații mei? Și după aia am venit eu în casă. A venit și părinții lui Raimond. Sigur, și ne-a dus toți nici la nătă în brațe. Și a zis părinții, din băcate, Raimond, nu știi ea. Și am putea să prezint că nisă și transpirat tot. Dar și că se prezint pe drum și cu Marian. Dar nu știu, 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 dar vezi că îi s-a și ceva de întâlnat de copii și e de rău, știi? Și copilul ce a fost foarte nervos. El când a ieșit de aici din casă, a vrut să se arăgă. Deci mai avea tătica, vrea să se arăgă. De ce? Să se ducă în casa veților? Nu știu, să se ducă unde se ducă. Dar a zis că dacă nu mă duc în casă, nu dormite să se arăgă. Da. S-a arăgat să meargă în casa veților. Eu nu știu ce am vrut să facă, dar eu am vrut să facă calmezi de țigari. Știi că n-am mai fost nervos așa de deloc în toată competiția asta, cât a fost astăzi. Că l-am distrat, să spuneți. Dar am visat că nu s-a făcut și... Am visat că nu s-a făcut și... Ce înseamnă? Am visat că nu s-a făcut și nelul de lume. Ce înseamnă? Nu e de rău. E bine? E de bine? Mă uitam așa și era rupt aici. Astăzi ai visat, nu? Pe masă. Da. Păi te-ai gândit cu mine, nu știu asta. Da? Dar nu e dacă e în grup de mine de lume. Ai visat după masă, ai putut să visezi? Și am dormit câteva. Ha! Bun!